Bat clopotele de nuntă și pregătirile au intrat pe ultima sută de metri pentru George Clooney. O va duce pe Amala Lamudin la altar în acest weekend la Veneția. Se pare că mireasa va purta o rochie Alexander McQueen, iar petrecerea va fi una restrânsă și relaxată. Fericitul eveniment va avea loc pe o insulă privată pe care Clooney a rezervat-o special. Actorul a ales Veneția pentru că aici a cunoscut-o pe Amala Lamudin. Cei doi au vrut o nuntă discretă departe de ochii presei. Tot potrivit tabloidelor, mireasa va purta o rochie creată de Alexander McQueen. Amala a fost surprinsă în timp ce călca pragul casei de modă, aceeași care a creat și rochia de mireasa a ducesei Catherine. Brad Pitt și Matt Damon rămân în continuare favoriți pe lista cavalerilor de onoare. În organizarea marelui eveniment s-au implicat și câteva dintre rudele viitoarei mirese, o mătușă și doi verișori. George Clooney și Amala Lamudin s-au cunoscut anul trecut și au apărut pentru prima dată în public în octombrie 2013 la Londra. Actorul a fost mult timp unul dintre cei mai râvniți burlași de la Hollywood. Amala Lamudin este o avocată britanică specializată în drept internațional și drepturile omului și a fost votată cea mai sexy avocată din lume.